dimineața, rămâneți alături de noi. Invitatul nostru de astăzi este domnul Petru Ghețoi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum a început povestea asta frumoasă? Când ați început a ilustra cărțile pentru copii? Oh, asta vine... Pentru că a picta bănuiesc că a fost din copilărie. Da, este cel de sus care are grijă. Are grijă de noi și probabil că a fost din start menirea asta, că de fiecare dată când încerc să mai fac câte ceva, păi mă aduce repede la loc și revin iarăși la grafică și tot desenez și desenez pentru altele mulți prieteni de mei. Mai mă sună și mă întreabă, dar ce faci? Zic, desenez. Toată lumea lucrează, dar tu desenezi. Cartea în genere este așa un produs care, dacă te-ai îndrăgostit odată, e pentru toată viața. Și am avut noroc în copilărie de niște cărți care, până ziua de astăzi, unele poezii de acolo, încă le țin minte. Devii fidel cărții. Mi s-a întipărit chiar și imaginele cele care erau cu niște fornicuțe, cu niște bondari, care... Am încercat nu odată să-i redesenez, fiind mic atunci, și o sumedenie de istorioare sunt care sunt legate de culori. Când, fiind de vreo 4-5 anișori, cu cerneală mi-am murdărit niște pantalonașa albi pe care m-a îmbrăcat mama, că trebuia să vină niște oaspeți. Și eu, când am văzut că sunt murdare, m-am ascuns după o ușă, când m-au căutat jumătate de sat vreo 5 ore. Se gândeau că... Ați dispărut? Da. Eu mă ocupam cu grafica atunci. Dumneavoastră ați colaborat cu poeți consacrați, și mă refer la Grigore Vieru, la Arcadie Suceveanu. Cum au fost colaborările? Es bravo, pentru că sunt cine sunt. Și când lucrezi cu personalitate și încerci să-i redai ceea ce a vrut el să spună în grafică, păi trebuiește să ai o atitudine așa deosebită, pentru că tot ce face fiecare din noi este ceva deosebit. Grigore Vieru nu ne-am cunoscut personal, adică ne-am cunoscut așa, dar n-am colaborat în direct. Am făcut niște cărți, dar pentru edituri. Cu Arcadie Suceveanu ne cunoaștem, cu Iulian Filip ne cunoaștem, cu mulți alți scriitori care sunt ne cunoaștem, adică vreau să vă spun că este un cerc de oameni foarte mic, mai ales în Republica Moldova, suntem așa o țărișoară mică și nu putem să nu ne cunoaștem unul cu altul. Deci rămâne totuși valabilă, cu cât mai consacrat ești, cu atât mai modest ești. Oamenii sunt diferiți. În privința asta nu este o regulă, dar vreau să vă spun că prietenii sunt acei care îți mai sugerează câte o idee, îți mai te pun la loc, cum se spune. Am un coleg de armată. Și la o discuție așa că acum cu toate interneturile astea, toate posibilitățile astea de a face legătură cu alt capăt al lumii, el tocmai dincolo de Ural locuiește și într-o discuție îi spun, Vadim, cu ce te ocupi, ce faci? El spune că sunt inginer la o uzină foarte mare, militară, facem iată așa și așa. Dar tu, eu zic, cum desenam atunci în armată, așa și desenez. Așa și desenez. Dar ce, fac cărți pentru copii, și el spune. Îmi spune, Petru, crede-mă, ceea ce faci tu e cu mult mai important decât ceea ce fac eu. Și așa când te-ai gândit, probabil că așa și este. Așa și că este. Încercăm să contribuim cu ceva la viitoare generație, pentru că un copilaș, dacă are o carte, măcar, deja nu muncim în zadar. Din familie v-am moștenit ceva talentul? Unul e prea mic, ca să spun... Ca să înțelegeți. Da, al doilea e... E mai mare, n-am insistat nici la unul. Așa pot face ceva, dar nu insistați. Viața o să arăte până la urmă. Totuși, este adevărat ca să faci o asemenea frumusețe în lumea copilăriei, trebuie să rămâi în suflet copil? Copilăria totdeauna e în suflet. Chiar dacă noi suntem de acum cu mosteți, cu barbă, păr sur, copilăria o avem în suflet totdeauna. În genere, suntem acei care venim din copilărie, și depinde fiecare de noi cum și-a petrecut copilăria. Foarte mult se răsfrânge asupra vieții întregi. Așa că nu pot să spun că aici fără copilărie s-a făcut ceva. Numai decât. Totuși diferă copilăria dumneavoastră, de exemplu, cu ce se întâmplă astăzi, copilăria copiilor de astăzi? Nu cred. Fiecare copilărie este copilărie și e frumoasă. Chiar dacă la unii copilăria a fost pe timp de război, la alții a fost într-un timp așa mai pașnic, la fiecare copilărie este fericită, pentru că, da,
sunt excepții, dar copilăria este copilărie, trebuie să fie frumoasă în primul rând, ca pe urma omul ăsta să poată să trăiască o viață frumoasă. Suntem în generația gadgetelor și știm foarte bine, cărțile sunt mai puțin întrebate astăzi decât câțiva ani în urmă. Totuși rămâne să ilustrați cărți. Tehnologie, tehnologie. Noi am fost acei care am profitat numai de pe urma tehnologiilor mari. Acum avem o posibilitate de a face aceeași grafică la calculator, ceea ce ne mărește și viteza, putem să ținem piept la niște tempouri așa mai rapide, ceea ce se facea înainte într-un an, astăzi poți să o faci într-o lună. Chiar stăm la, să zicem, la cheremul acestor invenții noi și le așteptăm tot altele și altele pentru a profita de ele, pentru că sunt bune. Datorită lor se fac lucruri... Lor vă ușurează și munca dumneavoastră. Singur puteți să luați o carte de 20 de ani în urmă și o carte de astăzi și o să vedeți diferența. Doar datorită tehnologiilor noi. Ce înseamnă libertate în creație? Nu este libertate în creație, nu există așa ceva. Creație este un proces care e mai mult inconștient, adică când mulți mă întreabă, dar cum faci, ce faci, cum îți iese, cum lucrezi? Nu fac nimic. Așa și lucrez. Și nici nu mă gândesc la asta. Poate să treacă ori. Te așezi dimineața, te treziți seara, că a trecut ziua și ai făcut acolo o treime din pagină doar. Adică e un proces foarte îndelungat care îți ia mult timp, răbdare. Foarte multă răbdare, trebuie să fii sigur în ceea ce faci. Adică dacă eu simt că eu asta pot, eu nici nu mă gândesc la... Muza, să aștepți să-ți vină, important este, iată, când am vorbit despre autori. Ce este autorul pentru un ilustrator? Este cel care vine cu materialul, cu conținutul. El vine cu caracterul său, el vine cu anumite... Cerință, poate. Și cerință câteodată. Și el o vede în modul său. Și când faci o carte, de exemplu, la mine toate cărțile, niciuna nu seamănă între dânsele. Adică este un caracter așa care le unește pe toate, ca stil. Dar de ce nu seamănă? Pentru că autori, dacă sunt autori diferiți, ce se întâmplă? Fiecare autor vine cu aura sa, cu puterea sa de a se impune. Și atunci fiecare carte este influențată puțin. Atunci când începeți să faceți un desen, mai întâi vi-l imaginați, după care începeți să munciți, sau treptat vine deja imaginea? Noi, cei care vedem lucrurile în 3D, să zicem așa, într-un limbaj mai contemporan, desigur că face un lucru ca un arhitect. Când face o casă, el trebuie, știi, mai întâi de toate vizualizat. S-o vadă imaginar. Același lucru probabil și la mine. Ce-i drept de la început, cei ce pornesc și unde ajung, câteodată poate să mă depășească sau invers. Dar oricum, este o viziune pe care din start încerci să o percepi, să vezi ce o să iasă și dacă o să iasă ceva, pentru că sunt lucrări, de exemplu, care sunt mai complicate, cum îți spun ce pute ele, adică este o lucrare care o pornesc din start, dar încă nu-i văd, nu știu cum o să fie până la capăt. Astea sunt niște lucrări mai interesante pentru mine, pentru că este o intrigă aici. Apare o... Sunt altele mai liniștite, fiecare caz aparte, dar de fiecare dată e interesant. Atunci când aveți o stare așa neliniștită sau nu sunteți bine sufletește, vă reușesc desenele? Atunci îl iau pe cel mic din mână și îl la plimbare. Când ai o stare neliniștită sau nu te simți bine, mă rog, la fiecare se întâmplă diferit, se răsfrânge asupra desenului. O bucătăreasă, când faci mâncare și dacă nu are dispoziție, mâncarea cum iese? Da, nu prea răstos. Iese. Așa și aici, același lucru. Deci, mult suflet în aceste cărți și multă muncă. Și experiență. Pentru că am observat din parcurs fiecare carte diferă de ceea ce a fost mai înainte și am fost la o expoziție odată la Bologna și am vrut acolo, m-am dus de aici de la noi cu niște cărți, asta a fost mulți ani în urmă, la noi încă nu erau cărțile astea frumoase, copertate colorate, frumos, da. Și am văzut că noi suntem în urmă tare,
după care am venit acasă și m-am apucat de lucru. Cred că acum să mă duc, aș avea ce arăta. Imaginația cumva se antrenează? Din câte știu eu, imaginația este chiar o categorie aparte care se învață la studențiile. Se antrenează, probabil. Este o experiență de viață. În general, eu socot că fiecare artist, el are un subconștient al lui pe care poate să-l, la un moment dat, se concentrează și în momentul ăsta poate face minune. Așa cum face și un sportiv când are niște performanțe mari, numai o concentrație deosebită poate maximă. Să da. Așa și la artiști plastici, așa și la actori. Este o stare de subconștient pe care ți-o reușești să o impui în momentul când îți trebuiește. Să zic că acum să mă apuc să fac ceva, mie îmi trebuiește puțin timp ca să intru în rolul ăsta, să... Acum eu nu sunt un structor. Totuși, cu ochiul dumneavoastră de artist, ce lucruri frumoase are Republica Moldova? Republica Moldova este frumoasă de la sine. De obicei, atunci când plecați peste hotare sau prietenilor dumneavoastră din alte țări, voastră, ce le recomandați să vadă în Republica Moldova? Toată lumea care se duc și vin spun că la noi fetele și femeile sunt foarte frumoase. Toți care se duc și vin spun că noi avem niște locuri foarte frumoase. Acum sper că o să mai spună că avem și niște cărți foarte frumoase în Republica Moldova, dar în genere vreau să vă spun un lucru. Locul de Baștine este un loc care din sine este frumos, așa cum este frumoasă mama, așa cum este frumoasă casa părintească, așa este frumoasă și țara în care locuiești. Deci dumneavoastră rămâneți un patriot așa, care și iubește și țara și familia și munca pe care o face, asta se vede și în ochii dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră, această cafea Ecops Monarh, din partea emisiunii și vă așteptăm cu o altă ocazie, pentru că faceți lucruri minunate. La o altă carte. Rămâneți cu Prima Oră. Oh,